Am revenit alături de dumneavoastră, doamnelor și domnilor, și păstrăm în atenția noastră și în partea a doua a emisiunii acnea, pentru că este un subiect de care și cu care ne confruntăm fiecare dintre noi la un anumit moment dat al vieții. Vorbeam înainte de a intra în pauza publicitară despre complicațiile în acne. Care sunt acestea și cum le putem preîntâmpina? Complicațiile postacneice în mare parte sunt reprezentate de cicatrici. Cicatricile sunt de mai multe forme. Cel mai frecvent tip de cicatrice este cel cicatrici de tip atrofic, da? Atrofic, adică care sunt un pic deprimate din conturul pielii și au diferite diametre. Sunt cicatrici mici adânci, cicatrici în V, care apar la nivelul pomeților, mai ales, cicatrici rotund-ovalare cu diametru un pic mai mare, sau poate să fie cicatrici cu fibroză, care dau acel aspect vălurit al tenului. Astea sunt efectiv complicațiile unui tablou acneic pe termen lung. Mai există semnele. Semnele sunt destul de des întâlnite și ele sunt acele pigmentări în exces, o hiperpigmentare după o leziune inflamatorie, după o pustulă acneică, deci rămâne un pic roșu sau chiar maro, în funcție de tipul de ten al persoanei respective, sau pot să fie efectiv roșii, eritematoase. Semnele nu sunt neapărat niște cicatrici, se tratează mai ușor și abordarea este un pic diferită. Avem la îndemână multe metode, cum este microneedling-ul, care se face cu anumite dispozitive, cu un număr de ace, cu vibrații, se trece la nivelul feței, se creează niște microcanalicule prin care se introduc substanțe care ajută pielea să se refacă. Acestea se folosesc în ambele tipuri, dar la tratamentele de nouă generație, cum sunt laserele, există o mică diferență. Dacă leziunile sunt semne de tip eritematos sau pigmentări, se fac lasere care să ajute la regenerare, dar de tip inflamator. Pe când laserul de resurfacing sau fracțional, care e foarte la modă, se face pentru stimularea fibrei de colagen în partea de cicatrici atrofice, deci cele depresive. Ne vorbeați dumneavoastră în prima parte a emisiunii despre factorii favorizanți. Ce alte situații ați mai întâlnit în cabinetul dumneavoastră? Da, factorul principal care este seborea și noi predispune la anumite condiții în care flora bacteriană normală a pielii, reprezentată de Propionibacterium acnes, de Staphylococcus alb, de Demodex folliculorum, nu este foarte clară implicarea lor în patologia tabloului acneic, dar o proliferare în exces a acestor bacterii determină inflamația din acnee. Și atunci, aici avem nevoie de tratament pe bază de geluri cu antibiotic, cu agent care usucă, cu peeling-uri care reglează seborea și care calmează inflamația. Pielea trebuie ajutată în momentul în care se confruntă cu o astfel de afecțiune. Ce rol joacă alimentația în apariția acnei? Este un subiect foarte dezbătut. Nu este nimic tras negru pe alb, cauză-efect, dar se pare că o dietă bazată pe grăsimi sau pe lactate în exces, aici vorbim numai de exces, favorizează un tablou acneic. Și nu numai grăsimile, nu numai lactatele grase. Se pare că există studii în ultima perioadă și că lactatele degresate au acest efect. Băuturile acidulate. Zahărul în exces, mă refer la zahăr concentrat, de tip bomboană, de mâncarea de tip fast food. Tot ce nu face bine organismului se reflectă și la nivelul pielii. Este foarte complicat să
abordez acest subiect cu pacientul și total de înțeles, pentru că majoritatea pacienților care suferă de acne, majoritatea este la vârsta pubertății, da? Când își permit și să mănânce un pic gras și să mănânce fast food. Când și să pentru atât de atenți la siluetă. Exact. Când parcurs ce înaintezi în vârstă, toate chestiile astea se limitează și atunci trebuie cumva să ajungi la un echilibru. Da, mănânc sănătos, mănânc, am o dietă bazată pe legume combinat cu proteină, dar îmi permit și să mănânc o dată fast food și să mănânc un dulce. Mă concentrez pe dulciurile ideal, pe dulciurile sănătoase, dulciuri făcute în casă, dar mai scap și la o bomboană, mai scap și la o ciocolată, că e normal. Aici e marea problemă, pentru că spuneați dumneavoastră, toate țin de excesul pe care îl face fiecare dintre noi. Când am putea să ne dăm seama că am ajuns să facem acel exces? Pentru că, vedeți, sunt persoane care mănâncă de felul lor mai dulce, care poate mănâncă un pic mai gras și automat, probabil în momentul în care vin în cabinetul dumneavoastră, deja pe chipul persoanei respective se vede și tipul de viață pe care îl are. În momentul în care discuți cu pacientul și încep să întreb, dacă ce predomină în dieta dumneavoastră? Mâncați foarte multe lactate? Da. Mâncați foarte multă brânză grasă? Da. Cașcaval? Da. Beți foarte mult în fiecare zi? Un litru de Coca-Cola? Doi. Îți dai seama, cam de câte ori mâncați mâncare de tip fast food, junk food, da? Și atunci, ușor, ușor, încerc să-i orientez către limităm un pic din asta, limităm un pic din asta. Bineînțeles că întotdeauna când e un părinte lângă, am toată susținerea necesară. Și devine din ce în ce mai interesant, da. Pentru că la un moment dat trebuie să, de mici sau din adolescență, trebuie să începem să avem grijă de organismul nostru, pentru că inevitabil există un moment în care dă semne de... Așa este, din păcate nu prea mai știi ce mănânci. Și aici aveți dreptate. E o mare problemă. Nu știi. Mai ales când din lipsă de timp ajungem să mâncăm anumite lucruri, ne este foame și trebuie să ne potolim foamea pe moment, nu mai avem timp să ne mai gătim ceva sănătos sau să mâncăm ceva făcut în casă și tocmai de aceea... Ca la orice altă afecțiune, nu numai în dermatologie, și la toată medicina, și în momentul în care vine în cabinet un pacient cu acne și ai anumite semne de întrebare, este o conduită multidisciplinară, adică noi colaborăm și trebuie să colaborăm cu medicul endocrinolog, dacă suspicionăm un sindrom al ovarelor polichistice sau o pubertate precoce, eu îndrum pacientul către un medic endocrinolog ca să excludem sau ca să punem un diagnostic și să găsim o metodă de tratament. Deci trebuie abordată multidisciplinar. Cu endocrinolog trebuie trimis la ecografie, trebuie la medicul ginecolog. Dacă este cazul, de exemplu, în cazul fetelor sau femeilor, de o medicație anticoncepțională, întotdeauna este bine să te consulți cu colegul de specialitate respectivă. Și cu siguranță există pacienți care, probabil, fie din lipsă de timp, fie pentru că nu sunt obișnuiți să vină la specialist, aleg să se trateze acasă sau să facă totul pe fugă, să se ducă la o farmacie și să vadă anumite tratamente pe care ar putea să fie recomandate de acolo și automat este inevitabil să venim la specialiști și să ne dați dumneavoastră, să ne oferiți sfaturile de care avem nevoie, indiferent de stadiul în care se află acnea noastră, pentru că noi spunem că e ceva banal, dar nu se știe unde se poate ajunge. E foarte important ca părintele, mai ales dacă el a suferit de acne la pubertate. V-am spus, factorul genetic influențează foarte mult, adică 50% dintre adolescenți au măcar un părinte care a suferit la pubertate de acne. Și atunci, dacă știu că eu am suferit de acne, încerc să-mi observ copilul din perioada prepubertară, da, și să mă duc să previn, să încerc să previn. Dacă observ că moștenește tipul de ten sau că a început să aibă mici puncte negre, mă duc și cer un sfat și încep să folosesc anumite produse destinate tipului cu tendință la acne, astfel încât el să nu ajungă în forma cea mai gravă, poate de care eu am suferit, pentru că și medicina a avansat și metodele sunt altele, da?
Și atunci avem la îndemână mult mai multe... Și cu siguranță există tratamente care nu sunt dureroase. Pentru nu sunt dureroase. Că, pacienților de obicei și oamenilor în general este teamă de durerea pe care o poate provoca un anumit tratament sau o anumită afecțiune. Da, aici ne confruntăm un pic și cu o reticență, pentru că, din păcate, la noi... este înțeles că un tratament merge dacă îți adun fața de pe jos. Adică am făcut un peeling, da? Mă adresez dau un exemplu. Un peeling de curățare, un peeling pe bază de acid salicilic, care nu este un peeling agresiv, mediu și niciun caz un peeling profund. E, pacientul dacă nu simte că efectiv își ia pielea cu mâna, n-are efect. Este foarte greșit. La fel și în cazul laserelor, da? Laserele produc unele tratamente destinate complicațiilor post-acnei, implică un grad de arsură. Efectiv, un grad de arsură. Dar și aici se face în profunzime diferită, în etape. Nu există un tratament minune. Se fac seriate, se fac un număr de tratamente, fiecare adecvat pacientului, vârstei, tipului. Există tratamente, cum ați spus și dumneavoastră, care nu dor. Tratamente adjuvante, cum este fototerapia, lumina albastră, este demonstrată și a câștigat un loc bine meritat în ultimii ani, în leziunile inflamatoare din acne. Da, este mai bine. Calmează, nu doare. Nu. Este mai bine să fim prevăzători și să ne adresăm specialistului chiar înainte de a ne confrunta cu astfel de problemă, tocmai pentru că igiena feței este importantă. Și nu doar igiena feței, pentru că ne spuneați dumneavoastră că nu este singura zonă pe care poate apărea acnea. Nu, acnea poate apărea normal, cel mai des întâlnită, la nivelul feței, dar apare și în partea toracelui anterior și în partea toracelui posterior. Deci trebuie avut în vedere toată. În aceste situații, ce tipuri de tratament există? Și în aceste situații se asociază. Depinde de, pot să am și aici o acne mai ușoară sau o acne mai complicată. Și atunci, tot așa, ori încep local, se asociază tratament oral sau tratamente, la fel, lumină, laser, diverse... Și trebuie planuri. Să fim la fel de atenți, pentru la că știți ce se întâmplă în anumite situații. Poate că suntem mai atenți cu fața noastră decât că se vede. Cu celelalte zone și până la urmă fața noastră este și o carte de vizită. Pentru că ne vorbeați dumneavoastră despre alimentația care ar putea duce la apariția acnei, o să mai abordăm și un alt subiect interesant și un pic delicat, tutunul. Ce poate provoca acesta în apariția acnei? Și dacă poate să agraveze acnea? Tutunul, în general, afectează pielea. Așa cum el este implicat în... Eu mă distram la un moment dat la diverse specialități la care învățam... Tutunul era cauză la toate bolile. Pielea suferă. În momentul în care există un exces, că și aici există un exces, pielea se vede, pielea nu mai are luciu, este ternă, se deshidratează, este altfel. Da, tutunul influențează și tabloul acneic. Și trebuie să avem grijă inclusiv cu acest aspect pentru sănătatea și igiena feței noastre și a pielii noastre în general, până la urmă. Aș vrea să vă rog să facem acum o scurtă comparație între acnea care apare în rândul adolescenților și acnea care apare la adulți. În afară de momentul de instalare, de tipul de leziuni, pot fi destul de asemănătoare, tipul de leziuni poate fi destul de asemănător, însă puterea de recuperare este mult mai mare cu cât ești mai tânăr. Pielea se reface mult mai repede când ești mai tânăr. Orice tratament este mult mai ușor de făcut la tinerețe. Orice prevenție e mult mai bine de făcut înainte de... Organismul se regenerează altfel. Altfel.
Și v-am spus, e mult mai greu să colaborez poate cu un adult care e foarte stresat decât cu un copil care își dorește să ajungă la un rezultat dorit. Există diferențe și între tratamentele care se fac în cazul acnei apărute la adolescenți și acnea da, este vorba la adulți? Despre un tip matur, de ten matur, de adult. Dacă nu descoperim o cauză externă pe care o putem îndepărta, acum nu cred că este la îndemână ca toată lumea să schimbe locul de muncă dacă observăm că... Dar putem să ne dăm seama că ceva ce din rutina noastră ne face rău. Că sunt foarte multe persoane care sunt obișnuite să se dea numai cu cremă grasă, numai cu lăptișor de matcă, numai cu diverse uleiuri. E indicat să mai schimbăm tratamentul cosmetic pe care îl facem sau crema cu care ne dăm în fiecare zi pe față, tocmai ca să ar putea duce la o apariție a acnei, da, dacă nu este, în această situație? Bineînțeles, dacă nu este e foarte grasă, da, poate să ducă la, sau e foarte ulei, eu sunt de acord să ne dăm cu ulei pe corp, dar nu pe față. N-am recomandat niciodată ulei pe față. E o zonă mai sensibilă, da, cu care trebuie să fim, da, cu atât mai este atenți. Este altfel de piele. Așa cum pielea de pe palme și de pe tălpi este altfel de piele și necesită creme mai grase și mai emoliente, așa fața necesită o îngrijire și altfel de, o cremă mai hidratantă decât... Dar da, trebuie schimbată crema și în primul rând trebuie schimbată cu fiecare etapă a vieții, da? Pentru că de la un decadă la alta avem alte modificări și ne încadrăm în altă categorie. Aș vrea să vă întreb și să ne spuneți, vă rog, despre remediile naturiste în acne. Au același efect pe care l-ar putea avea tratamentele urmate într-un cabinet? Tocmai pentru că știm că există persoane care și pacienți care întâi apelează la o cremă pe care o găsesc într-o farmacie naturistă sau la o plantă pe care o întâlnesc în oriunde. Și atunci vreau să știu și vrem să știm ce efect ar putea avea din punctul de vedere al specialistului aceste remedii naturiste. Sunt ele cele mai indicate să nu sunt le folosim? Nu, de departe a fi indicate. Eu nu spun că medicina naturistă face rău, că nu, medicina a plecat de la medicina naturistă, dar tocmai am evoluat și normal că tratamentul din cabinet sau tratamentul dermatocosmetic este mult mai indicat decât un tratament naturist. Dar trebuie să subliniez că sunt anumite remedii naturiste care ar putea ajuta, de exemplu. Nu vine minte decât zațul de cafea sau mălaiul. Da? Este o exfoliere pe care o poți face acasă cu substanță abrazivă. O poți face liniștit. Aici să nu fie în exces. Normal, de două ori pe săptămână, o dată pe săptămână. La fel ca și produsul de exfoliere dermatocosmetic, care nu se dă zilnic, da? Se face de două, trei ori pe săptămână în funcție de nevoia tenului. Dar tot felul de uleiuri esențiale și... Nu sunt indicate, mai ales în exces. Insistăm pe termenul exces, bineînțeles. În exces. Și un alt semn de exclamare trebuie pus când văd că ceva îmi face rău. Repet, nu există boli, există bolnavi, există pacienți, nu insist. Chiar și un tratament dat în cadrul unui cabinet medical, dermatologic. Spun, mie nu-mi priește, aștept să văd totuși. Nu, v-am spus, după nu, prima zi deja nu, ne nu. Dăm cu părerea că ar așa putea să ca nu fie o, eficient. Întotdeauna încerc să consens pacientul să aștepte dacă nu face rău. Cam care ar fi această perioadă în care noi ar trebui să așteptăm să vedem dacă are cam efect? Cam 3 luni. Eu sfătuiesc cam 3 luni. Să fac o cură de 3 luni tratament, să încerce 3 luni. Repet, dacă nu are arsură, dacă nu se întâmplă ceva, o reacție alergică, normal. Atunci intervenim și schimbăm tratamentul în funcție de nevoile pacientului. Dar ca să vezi dacă are în efect un tratament, dacă îmbunătățește, dacă vindecă,
trebuie să aștepți măcar 3 luni. Nu aș vrea să se termine întâlnirea noastră din această seară fără a discuta și despre igiena feței. Cât de important este să avem grijă de fața noastră, tocmai pentru a ști cum să o ajutăm să treacă peste aceste momente de stres emoțional cu care putem să ne confruntăm într-o perioadă a vieții sau față de tot ceea ce ar putea să genereze o astfel de afecțiune. Igiena este cea mai importantă. Pașii pe care noi facem în curățare, hidratare și inclusiv consum adecvat de apă, numai hidratare cremă, da? Este foarte importantă igiena. Și trebuie să recunosc că în ultima perioadă, din ce în ce mai multe tinere sunt destul de informate, caută și citesc de diverse și întreabă. Vin deja și întreabă. Da, acesta credeți că mi-ar face bine, da, am igiena asta, mă spăl cu gelul respectiv, folosesc soluția tonică, mă demachez cu aceasta pentru ochi, aceasta, și este un lucru bun. Pentru că vorbeam în prima parte a întâlnirii noastre despre această pandemie prin care am trecut și trecem în continuare, știm că trebuie să urmăm regula de a purta aceste măști. Ce efect pot avea ele în declanșarea unei acneei sau ne ajută pentru sănătatea feței? Noi trebuie să... Masca nu generează, da? nu este cauza, dar poate să favorizeze. De ce? Pentru că, mai ales că a fost o perioadă caldă, da? Crește umiditatea, transpirăm sub mască și ne influențează, adică agravează o predispoziție pe care o avem. Sau ne avem leziuni prin frecare, prin determină iritații la nivelul zonei unde o purtăm. Și mai ales dacă nu ești obișnuit, noi suntem obișnuiți să purtăm mască multe ore pe zi, dar o persoană care nu este obișnuită poate să simtă și un stres în plus acest lucru. Este important să folosim, să ne ținem de rutina zilnică. Să folosim gelul pentru iritații sau să tratăm imediat dacă apare, să folosim cremă în zona respectivă, să nu așteptăm să se agraveze. Dar să nu renunțăm la mască. Categoric, tocmai pentru că ne-a fost recomandată masca, și... Să schimbăm masca. E un alt aspect important. Da. Sunt persoane care țin masca la oglinda retrovizoare sau în buzunar și o pun de 5 ori, de 5 zile la rând. Nu, masca trebuie schimbată. După ce au stat în praf, da. în tot mediul de care ar putea să beneficieze microbii și bacteriile care să genereze o astfel de afecțiune. Vă mulțumim pentru acest subiect interesant și toate informațiile prețioase pe care ni le-ați oferit în această seară, pentru că am ales un subiect care cu siguranță a fost de interes pentru telespectatorii noștri. Vă mai așteptăm alături de noi pentru alte informații și despre alte subiecte care cu siguranță pe telespectatorii noștri o să îi intereseze. Vă mulțumim și dumneavoastră pentru că ne-ați stat alături. Vă invităm pe pagina emisiunii noastre La Doctor să ne dați like și să intrați în contact cu noi pentru orice informații v-ar putea interesa de la specialiștii noștri. Până data viitoare, vă dorim o seară frumoasă, multă sănătate și toate cele bune!